Nu, stau, mă duc la profi, îmi iau carnă și ne apucăm de sarmale. Vrei și acolo, nu? Vrei și sub, vrei și în punga aia, corect. Hello, my family! Bună dimineața! Ce faceți? V-am spus că astăzi ieșim. Nu știu exact unde ajungem, dar eu am planuri de ieșit. Pentru că acum câte zile? Alaltă ieri, când a fost Jimmy bolnav, n-am ieșit din casă, trebuia să plec undeva, să rezolv niște chestii, să fac niște chestii în oraș, dar era un minus 4 grade la 10 dimineața, așa am zis, no way, nu thank you, nu mulțumesc, nu. După aia am zis că mă duc mâine. Iar la fel, a fost frig, pentru că weather-ul meu de pe telefon mă păcălește, mi-a zis, alaltă ieri mi-a zis că ieri vor fi 5 grade, n-au fost, au fost minus 1. Ieri mi-a spus că astăzi vor fi 5 grade, nu, nu sunt. Sunt, stați așa că vă arăt imediat câte sunt, dacă mă dorea să coopereze, sunt minus 2. Da, vreau să vă arăt pe telefon și tocmai mi-am dat seama că mi-arată locația sau nu. Nu vă arăt. Dar sunt minus 2 grade acum, în momentul de față, ceea ce este mirific, este frig. Dacă va trebui să stau foarte mult în stație, în stația de autobuz, nu, stau, mă duc la profi, îmi iau carnă și ne apucăm de sarmale astăzi. Apropo, piftia este beton. Deci a ieșit minunat, n-am gustat-o, nu știu cât e de sărată, că de obicei încerc să nu o fac prea sărată și am să vă explic eu mai pe seară de ce. Dar când ne întoarcem, o să o asamblăm, o să o punem în farfurii și o să rezolvăm și cu ea și cu povestea ei. Deocamdată este în oală și așa fac de obicei, o las... După ce o fierb, o las să se întărească, să văd cam cât e de tare, să văd dacă am suficientă gelatină în ea, să nu fie așa. Și de asemenea, ca să pot să iau stratul ăla de grăsime de deasupra. Știți că eu iau spuma de la ea și toate cele, am grijă să iau spuma, dar se întâmplă câteodată să mai fie prea multă grăsime și atunci ăla se decantează, se deduce deasupra și este mult mai ușor să o iei așa. Dar... am zis că iar n-am ieșit, astăzi vreau să ies, să vedem, ar trebui, cum am zis, să mă duc la mall, să iau niște cadouri, să termin cu cadourile, să mai iau niște chestii, să mai rezolv niște chestii, dacă e prea frig, nu mă duc. Pare rău, mă duc mâine și mâine e mormântarea, din câte am înțeles, acum a sunat cineva să-mi zică că mâine este mormântarea, dacă nu știți, nu-i problemă dacă nu știți, da. Cred că aș vrea să mă duc totuși la mormântare. Așa, din... nu știu. Din compasiune. Da. Dar... încercăm. Fac un test. Mă duc până în stație. M-am înfofolit. Motivul pentru care sunt deja gata înfofolită este că am filmat și un reel. Că încerc să filmez... vreau de mult timp să mă apuc să filmez și eu niște reel-uri din alea cu outfit-uri, cum tot văd pe internet la multă lume. Nu știu dacă mi iese, dar încerc și eu. Încerc. Dacă mi-a ieșit, probabil o să fie pe Instagram. Așa că aruncați și voi un ochi pe Instagram, nicoleta.stanciuca pe Instagram și mă găsiți acolo și spuneți-mi dacă vă place și dacă vreți să mai fac. Așa, și am făcut un reel cu outfit-ul ăsta. Vi-l arăt imediat și în oglindă. Am scos bradul din priză pentru că sunt, cum v-am zis, pe fugă. Copiii dorm. Ce mai e de zis? Update. Nimic, atâta, doar că mergem, mergem, mergem. Hai să vedem ce-o ieși. Înainte să vă arăt eu ce-o ieși, trebuie să dăm jucăria lui Udi la o parte. Aolea, poate iau și ei niște șoricei. I-am tot promis răcuța că iau niște șoricei. Deci avem outfit-ul meu clasic, care este foarte călduros de altfel și de aia l-am luat. Că inițial mă gândeam să-mi iau o rochie pe mine, dacă n-am văzut că încă sunt minus 2 grade și nu se lasă duse. Zic, las așa. Am blugii de la Levi's, maleta asta neagră pe care deja am purtat-o de nu știu câte ori, că și-a scos banii de când am luat-o, deja am purtat-o, extra purtat-o. Și culmea ironiei, pe cât nu-mi place mie negru, pe atât de tare îmi place maleta asta neagră și mi se pare că e foarte elegantă și, nu știu, îți dă o prestanță deosebită iarna, cel puțin, și de-aia îmi place și mai ales și la bărbați îmi place cum arată. Dar le sunt de asta la o parte. Deci, maleta de la Sinsei, neagră, mai trebuie vreo 10 ca să am de schimb, să le pot roti. Paltonul este Zara, anul trecut, dar cu 2 ani, nu știu, dar parcă am văzut ceva similar.
Nu este din ăla, este cambrat, dar pare el așa întreg, nu știu de ce, și a fost trimis la curățătorie săracul și parcă tot șifonat este și mă enervează. În picioare, nu cred că vedeți voi, am niște ghete care-s vișinii de felul lor, de la Superlativ. Sunt niște ghete care mi-au venit recent și da, mă simt și eu ca mine. I feel like myself, cu bucle, cu toate cele. Asta nu știu de pe unde este, este un șal cu cașmir în el și este foarte călduros. Și mai am mănuși și geanta și aia este. Cam atâta. Aici de ce stă treaba asta atât de creață, că nu ar trebui să fie atât de creață. Dar efectiv, că mi-am făcut bucle, mă face să mă simt ca mine. Deci mi-a dat o energie fantastică. Ah, în urechi am aceeași cercei din totdeauna, care, apropo, mi se pare că merg super bine la maletă. Dacă aveți tendința să purtați malete din astea pe gât, încercați să mergeți pe cercei din ăștia mai lunguți, așa, că vă alungește fața. Știți că maletele, în general, au tendința de a face fața foarte rotundă. De-aia fetele cu fălcuțe sau cu kilograme în plus nu prea ar trebui să poarte malete. Dar, da. Ah, și l-avem și pe domnul Căluț aici. Hai să mergem, hai să vedem. Să vedem ce fac copiii de afară, le mai dau o tură de mâncare și mergem. Și am ajuns. Dar este ultra full mall. Vă așteptați? Eu, sincer, să fiu la ora asta, mă așteptam să nu fie chiar atât de... Ah, înghețe mucul, să-mi curge nasul. Hai să mergem să căutăm ceva de mâncare, că sunt leșinată, deci sunt efectiv, n-am mai nimic de azi dimineața. Avem și un copil care vor la ceea ce este minunat. Hai să vă pun ceva. Și pe unde? Pe aici. Niciodată nu știu pe unde ajung, la food court. Și... mâncăm ceva și după aia vedem ce Dumnezeu mai face. Dacă găsim ceva, că văd că nu mai e rezerv. Că veni să închidită pe rezerv. Dar nu mai e! Să vedem. Poate găsim în altă parte ceva interesant. Mi-e frig. Stai să-mi revin. Să-mi trag sufletul, că abia acum am ajuns. Este... Cât este ceasul? Stai să vedem, că mi-am băgat telefonul pe aici, pe undeva. Este 22.43. 22.43, adică 11 fără. Și asta pentru că până acum am fost la priveghi. Stai să-mi dau cumva să vedeți bradul, să nu stea bradul în cap. Până acum am fost la priveghi. Știți, v-am povestit, nu mai reluăm povestea, așa.
Eu am ajuns acasă, mă rog, am ajuns la mine pe la vreo 6-7, am ajuns acolo, că am coborât direct acolo, că stă pe strada principală și am coborât direct acolo, dar acum am ajuns acasă fizic și am fost, mi-am rezolvat niște treburi și după am fost în AFI, v-am arătat. Aici am ceva de arătat, stai să mă uit, să le iau pe rând, să văd de pe unde am de încă și cadouri și de-aia nu pot să le arăt pe toate. I-am luat steluțe! Am găsit în Oșan. Steluțe, sper că sunt ce cred eu că sunt, că nici nu m-am uitat bine, adică... da, sunt ce cred eu, steluțe. Eu așa le ziceam astea, sunt artificii din alea mici, de le dai foc și ard, așa. Le știți. Așa, și le-am luat că am zis că poate fac niște poze, ceva, fac ceva drăguț. Și a venit și Udi. Bună seara, Udi! Exact, o pungă! Ce nu mai văzusei tu de foarte mult timp? O pungă, da! Preferata ta! Și aici tot cadouri am, deci nu vă arăt, am luat ceva de la Cărturești. Nu mi-am luat cărți. Am fost foarte cuminte, nu mi-am luat cărți. Aici, am fost la Miniso și aici avem chestii și de-aia vreau să vi le arăt în seara asta și să degustăm chestii de la Miniso. Și mi-am luat o rochie de la Mango. Asta a fost... era și la reducere. Așa, bagă-te și în punga aia, că acolo nu te băgați. Așa. Stați să vă arăt. Uitați-vă și voi cum s-a băgat. Uitați-vă și voi cum s-a băgat. Vrei și acolo, nu? Vrei și sub, vrei și în punga aia, corect. Dar aia e mai mare în care te-ai băgat tu. E mai încăpătoare. Da. Mhm. E mai bun, eu zic că e mai bună aia. Așa cred și eu, că uite, ai loc să te întorci. Da, e mai bună punga aia. Așa. Așa. Nu? Nu merge? Nu e bună? Nu. Deci, verdict final, nu. N-a fost bună. Este o rochie foarte lungă, foarte lungă de la Mango cu un cordon, este din asta tricotată și m-am gândit că vine foarte bine cu cizmele alea lungi peste genunchi sau cu dress pe dep. O să vedem, o să-i fac eu un styling într-o zi, o să vă arăt. Nu mai port în seara asta, nu mai iau în seara asta, în primul rând că trebuie să dezinfectez și după aia vedem cum stăm cu ea, dar în seara asta nu mai probez sub nicio formă că sunt super treci de oboseală, trezită de la 4 astăzi și am stat acum că ziceam să mai stau acolo, dar n-am mai putut că nu sunt obosită și trebuie să mă recuperez puțin. Așa, ce mai am pe aici? Astăzi că mai am niște... din Oșan, mi-am luat un creion de sprâncene, am trecut pe acolo, ăsta este de la Rimmel London, să vedem dacă este bun, dacă e ceva de capul lui. Ce bine, are și periuță, perfect, are și periuță pe partea asta și să vedem dacă este ok, o să-l testăm mâine și mi-am mai luat-o pentru sprâncene, dacă-l și găsesc, mi-am luat gelul ăla transparent de la Maybelline, de vă spuneam eu că este super glue pentru sprâncene, ei, mi l-am luat pentru că aveau și celelalte nuanțe, dar am preferat să-l iau pe ăsta transparent și un creion pe care să-l aplic pe sub el, știți? Da, Udiță, ce s-a întâmplat? Hai că mergem imediat. Și mi-am mai luat un bronzer de la Rimmel London pe care vreau să-l încerc să vedem cum este, dacă este bun pentru contur. Pentru că ce am eu, bronzerul pe care l-am eu, ăla de la Catrice, este cumva prea portocaliu și parcă nu face contur suficient de bine, nu cum vreau eu. Și să vedem dacă ăsta este bun. Și de la Miniso am luat așa, am găsit niște băuturi cu aloe, pentru că am văzut că au și snacks-uri. N-am mai intrat de mult în Miniso și am zis să văd ce au pe acolo. Era foarte aglomerat, full. Am intrat și în Pepco, mi s-a făcut groază când am văzut coada și zic, no way. Oricum nu era mare lucru, că nu aveam ce să iau din Pepco. Începe să mă dezamăgească din ce în ce mai tare Pepco. Da, așa, și am văzut la Miniso niște snacks-uri, am văzut chestii, multe dulciuri de care nu m-am atins, dar am văzut băuturile astea cu aloe. Una este cu aloe și rodie, asta, și asta este doar cu aloe. Și vreau să le degustăm în seara asta, sunt super înghețate pentru că au fost afară. Și vreau să vedem aloe pomegranate și aloe original, să vedem ce gust au. Și mi-am mai luat niște ramen din ăștia. Habar n-am. Și că Japanese classic ramen, așa. Și o să îi degustăm. Am pus niște apă la fiert acum,
să fiarbă și punem imediat și degustăm. Să vedem. Mi-ar plăcea să văd dacă sunt picanți. Caution. Hot content. Nu este hot momentan. Hot cup. Așa. Miroase bine. Sunt foarte curioasă. Nu știu, e picant asta sau nu e? Nu scrie. Și că e vegan. Asta m-am prins eu. Dar nu-mi dau seama că... cred că am vrut să iau picant și nu... Nu știu ce am făcut. Imediat îi facem și pe ăștia. Și de la Miniso mai am două prăjiturele mici care arată foarte haios. Una arată în formă de sandwich sau de hot dog. O să vă arăt imediat. Și una este în formă de burger. Și trebuie să le degustăm și pe asta. Da, mi s-au părut simpatice, așa zis să le iau să le degust. Și da, hai să mă duc să văd cum este apa, ce face apa pentru asta și imediat venim și degustăm și sucurile. Că vă spuneam că dacă stau mult în stație și nu vine autobuzul, mă întorc acasă sau mă duc la profi, iau carne și fac sarmale. Ei bine, nu a fost nevoie pentru că nici n-am apucat să ajung în stație și mă și claxona un autobuz, că și-a dat seama că spre stație mă îndrept și mă și claxona. Deci am fost perfect, am ajuns la fix în stație. Hai să încercăm asta, hai să vedem. Să încercăm. Am pus apa peste ramen să se înmoaie și... Hai să-l încercăm pe ăsta original, prima dată, că zic că e original și de e gustul de clasic. Știu că este și la noi băutura aia cu aloie și mă gândesc că este ca aia. Singura problemă este că aia conține foarte mult zahăr, că într-un timp îmi plăcea foarte tare, doar că aia conține foarte mult zahăr. Așa că ideea este o băutură super transparentă, pare să fie acidulată și are exact mirosul ăla pe care îl are băutura aia cu aloie, sucul ăla cu aloie pe care îl găsim în comerț. Și are și bucăți de aloe vera. Ia, și este foarte dulce. E bună. Nu e acidulată cum îmi imaginam eu. Exact ca aia. Exact ca băutura aia. Poate nu la fel de viscoasă. Da, nu era. Nu era. Da. A! Băutura cu aloie despre care vă spuneam eu vine în sticla asta. Asta e băutura cu aloie, doar că eu aici nu am băutură cu aloie, ci am apă sfințită, cum ar zice Pebbles, adică niște vin de țară. Și știi că vinul de țară este bun în momentul în care vine sticlă de plastic, de suc sau de apă plată. Da, deși nu este cea mai bună metodă de conservat vinul, dar da, a fost un vin foarte bun ăla, by the way. Da. E ok, nimic senzațional. Ia hai să vedem și asta cu pomegranate, cum este, cât e de rece. Hai că mie s-a făcut puțin frig pe drum așa, deși am venit repede, am venit pe jos și e un pic de distanță acolo până la mine. Asta este roșie, nu știu dacă o vedeți, este roșie, vedem. Da, și asta e bunicică, nu e senzațională, dar bunicică. Are aroma aia ușor artificială de rodie și nu are textura aia, nu are aloie din aia, nu are bucățina aia de aloie în ea. Bunicele, dar nu mă dau pe spate, adică... Hai să încercăm snacks-urile astea, prăjiturile astea, să vedem ce naiba sunt. Cred că sunt niște gumițe. Ăsta ar trebui să fie un hot dog. Nu știu cât de bine îl vedeți. Ăsta ar trebui să fie un hot dog. Hot dog, hot dog. Au! Stați că se complică problema. Este un jeleu. Bună muscă.
Este un jeleu tare și fără gust. Nici măcar dulce nu e. Ci că ar fi așa ceva, o aromă, să și desfac componentele hot dog-ului, se desfac. Astea sunt un fail. Sucurile sunt așa și așa. Astea sunt failuri. Deci dacă vă duceți, nu vă luați astea. Erau și în pachete mai mari, dar am zis tocmai în ideea în care nu știam ce sunt și cum sunt, am zis să iau numai în astea la bucată. Și nu. Na, nu, astea sunt niște failuri. Mănânc de dragul inerției, dar nu. Ramen. Ce faci ramen? Să știți că, în ciuda faptului că știu că nu sunt sănătoase, bine, știm că ăștia nu sunt tăieței noodles ramen, de adevăratele, adică, hai să... Sunt noodles la pachet. Știu că noodles și ăștia la pachet, în general, sunt plini de toate chimicalele și de toate mizerile și așa, dar eu mai fac câteodată, mai iau de aici de la mine și îmi plac, mai ales că sunt super picanți și îmi plac. Ăștia nu știu cum vor fi. Mă lăsăm un pic să se mai umfle ăsta. Da. O să încerc să vă arăt. Cam. Da, nu e foarte apetisantă problema, dar merge. Bună seara. Ce faceți? Mami îmi bace? Why? Zi, mami, ai lipsit. N-ai fost să mă scarpini. N-au fost și scarpine mama, fata, n-au fost mama, n-au fost puia, nu mama, n-au fost mami, a trebuit să stai cu Jimmy, care este un morocados, religios, și n-a fost acasă, mami, ai lipsit de acasă, unde ai fost tu? Ce-a făcut? Te-a fost doar de mami? Tu ești doar de mami, puiul meu. Da, mami, unde ai fost tu? Așa, deci aici avem gunoaie. Bun. Încă mai am pe în gură gust de la asta. Da, nu e cel mai grozav. Ia să desfacem astea până se face ramenul. Da, și ziceam că m-a luat autobuzul super repede și a fost foarte bine pentru că este foarte frig, frate. Deci, v-am zis că weather-ul m-a arătat. Astăzi mi-a arătat 5 grade. De unde? Au fost minus 2. În București era un pic mai suportabil decât aici, dar aici este frig. Și acum pe seară s-a lăsat frig rău de tot. Este ceva... Mâine la fel, ziceau 6 grade. Dumnezeu știe. Dacă or fi măcar 2, mulțumită. Sunt fericită dacă găsesc... Dacă sunt numai 2 grade. Deci, mai ales că mâine mă duc și la mormântare și o să deger pe acolo. Nu o să vă mai bag mâine în povestea asta, bineînțeles, dar ca să știți că o parte din ziua mea de mâine o să fie dedicată cu... treaba asta, povestea asta, dar da. Și hai să desfacem asta ca să... Vai, ce mă enervează chestiile astea de securitate, dar sunt foarte bune pentru că lumea desface toate produsele. Nu le ajung testările, dar sunt atât de enervant de desfăcut, de scos de aici. Da, deci, gelul este unul transparent, dar v-am zis, este super glue pentru sprâncene. Mi-am dat cu ăla pe care l-am avut, ca să mă conving că este prea închis. Mi-am dat cu el pe mână și mi s-a luat acum că m-a spălat pe mâini, dar asta pentru că am și frecat de când am fost în magazin, pentru că tipa de la magazin nu mi-a dat și mie un șervețel. Și nici eu nu aveam la mine, ce-i drept. Și nu mi-a dat un șervețel să mă șterg și am plecat așa, bânjită pe mână. Chiar am filmat un cadru la, când eram la Starbucks și aveam urmă. Deci este super rezistent. Și am tot frecat așa cu mâna să se ia și nu s-a luat. De-abia acum s-a luat de tot. Când... Da, foarte bun gelul ăsta de sprâncene, dar, din păcate, culorile sunt varză. Sunt și niște sticăre din ale speciale de securitate făcute astfel încât și dacă încerci să desfaci ăsta, sticărul să rămână urmă, ca să se vadă că am fost umblat la produs.
Da, v-am zis, enervante, dar le înțeleg rostul pentru că efectiv oamenii la noi nu au. Chiar când am intrat eu în Mango și mă îndreptam către cabina de probe, era un nene care era foarte supărat și le vorbea foarte urât fetelor din magazin. Că ce, numai o persoană la casă, că vă plimbați pe aici atâtea și nu faceți nimic și se lasă de ele și mă gândeam așa la el, zic, păi frate, bineînțeles cu copilul în brațe, pentru că da, el a venit la shopping cu copilul în brațe și îi se părea firesc să aibă prioritate pentru că avea copilul în brațe. Și le vorbea atât de urât fetelor ălora că nu faceți nimic, nu stați degeaba, vă plimbați prin magazin, vedeți că e lume și voi nu vă simțiți. Totul din asta de toamne. Stai, eu m-am atins cu catul. Așa. Și mă uitam la el, zic. Da, îmi venea să-i zic câte ceva, dar m-am obținut pentru că nu era treaba mea. Dar, da, foarte urât comportamentul oamenilor în ultima vreme și aglomerat rău molu. E firesc, e perioada asta sărbătorilor, deci dacă nu vă place aglomerația, numai în mol nu vă duceți. Așa. Te desfaci? Mă ajut și pe mine? Hai. Este din asta. Este din asta cerat retractabil. Așa. Mâine îl testăm și vă zic cum este. Mi-a scăpat cutter-ul și mi-am ciupit puțin pielea și curge o tonă de sânge, zici că mi-am amputat o mână, atâta cu sânge curge. Bun, și cred că s-a făcut și rană, nu? Absorbi cam tot lichidul. Miroase sărat, miroase a sare, miroase a ceva foarte sărat. O să combin cu sânge de la mine. Așa. Hai să vedem. Mă, nu-s răi. Adică pentru niște noodles din așa la plic, mă rog, la pachet, nu-s răi. Nu prea îmi place gustul ăsta, are un gust, mă așteptam să fie ceva mai sărat sau mai, să aibă mai mult gust de soia sau ceva, ceva. Nu. E un gust banal. Da, merge. Pentru că mi-e foame la ora asta și pe mine, mi-e frig, merge. E bine și așa. La asta mă refeream când spuneam. Poate dau foc la ceva. Ce nușă! Da, și miroase aproape de pușcă după el. Și acum trebuie să aștept să se răcească asta. Ca să nu-l pun în punga asta. A, nu se fărmă. Deci este bine. Sperăm că nu luăm foc. Da, da. Asta a fost cu artificiile mele pe seara asta. Da, puțin dezamăgită de toate produsele astea de la Miniso, așa pe o scară de la 1 la 5 sau de la 1 la 10. Cum să dăm note? Hai să dăm de la 1 la 5, astea ar fi un 3, deci da, astea ar fi un 3, ramenul, tăieței ar fi undeva la un 2, așa, iar jeleurile, astea 0, nici măcar 1, no, asta e oribil, este ciungă oribilă, da, și în rest cam atât, deci... Asta a fost pentru astăzi, am făcut pe Moș Crăciun, mi-am luat cadou de Moș Crăciun, am mai fost eu, m-am mai plimbat și prin alte magazine, am mai văzut o grămadă de chestii, am mai pus și ochii pe multe, ca să zicem așa, da. Așa, acum mă voi schimba și eu, mă voi duce să fac un duș și Nani, că mâine iarăși mă trezesc de vreme și v-am zis, mâine este o zi așa amestecată cu toate cele, dar vedem ce facem în afară de... subiectul principal pe care l-am eu de făcut, vedem cu ce ne mai ocupăm cu aceea ziua. Asta este jucăria lui Udi. Și acum miroase praf de pușcă. Acum de-abia miroase praf de pușcă în casă. Da. O să mă pregătesc și eu de somn și mai povestim mâine. Vă pup, vă mulțumesc dacă v-ați uitat.
Spuneți-mi dacă voi ați testat prostiile astea de la Miniso și cum vi s-au părut și vouă. Nu știu, astea, jeleurile, ramenul și așa mai departe. Spuneți-mi cum vi s-au părut. Și chiar aș fi curioasă să-mi spuneți și voi dacă m-au plăcut sau nu. Văd că părul meu a cedat nervos, gata. Asta nu s-o crește din sângera. Nice. Așa, părul meu a cedat nervos, dar a rezistat destul de bine toată ziua. Îmi trebuie urgent o chestie din aia de scame, că am observat că am adunat o grămadă de scame pe mine. Da, cam asta fuse. Vă pup, ne vedem mâine. Ciao!